Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încep știrile. Îngrijorările privind stocurile de grâu ale României sunt din ce în ce mai mari, pe fondul presiunilor crescute de pe piețele internaționale de cereale, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. În acest context, Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a inițiat o serie de negocieri cu reprezentanții Asociației Române a Comercianților de Produse Agricole și ai Patronatului Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase, în privința stocurilor interne de grâu. În cadrul discuțiilor, Adrian Chesnoiu le-a transmis reprezentanților celor două asociații patronale că, potrivit analizei realizate de MEADR în cadrul acțiunii de monitorizare a stocurilor de cereale, în acest moment există pe piață o cantitate de grâu suficientă pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificație, necesarul pentru furajare, precum și pentru acoperirea cantităților contractate la export. România produce suficient pentru acoperirea consumului intern și are capacitatea de a se susține singură din punct de vedere alimentar, a declarat Adrian Chesnoiu. La rândul său, președintele Rompan, Aurel Popescu, a subliniat că este deosebit de important ca în perioada următoare, până la noua recoltă, să fie asigurate cantitățile necesare pentru industria de panificație, astfel încât să nu fie pusă în pericol aprovizionarea populației. Printr-o monitorizare foarte atentă a achizițiilor de grâu pentru consum intern și eventual pentru export, vom reuși să realizăm ce ne-am propus, adică să nu avem goluri în aprovizionarea cu grâu a morilor, a afirmat președintele Rompan. Vasile Varvaroi, președintele Asociației Române a Comercianților de Produse Agricole, a fost de acord că dialogul este singura cale de rezolvare a situației dificile create de conflictul din Ucraina. Credem că este de datoria noastră să ne asigurăm că există suficiente stocuri de grâu la nivel național pentru a acoperi consumul populației până la noua recoltă, dar și să menținem România ca un partener solid și predictibil pe piețele internaționale, a precizat liderul Asociației Patronale a Comercianților de Produse Agricole. Ministrul Adrian Chesnoiu a subliniat importanța dialogului constructiv, pentru ca împreună cu toți cei implicați să fie identificate soluții, astfel încât industria de morărit panificație să rămână viabilă. În acest sens, toți participanții la ședința de lucru organizată la sediul MEADR au agreat ideea continuării acestor întâlniri, mai ales în contextul actual, pentru a avea o monitorizare permanentă a situației și a se dispune măsurile necesare eliminării riscurilor ce pot apărea în lanțul de aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.